Aș dori să adresez un mesaj tuturor colegilor mei și cei care sunt prezenți și cei care sunt în birouri și lucrează și în egală măsură tuturor procurorilor din Ministerul Public cu care am lucrat timp de 6 ani ca procuror general. Vă mulțumesc tuturor pentru curajul vostru, pentru profesionalism. Vă mulțumesc pentru rezistența și dârzenia de care ați dat dovadă în lupta cu infracționalitatea. Vă mulțumesc că ați mers înainte, indiferent cât de atacați am fost, indiferent cât de omiliți am fost în fața societății, în fața familiilor noastre, târâți în noroi, fără posibilitatea de a ne apăra. Am putut doar să sesizăm Consiliul Superior al Magistraturii pentru apărarea adevărului. Cu toții știm că DNA în ultimii 5 ani a obținut și alte rezultate care nu sunt statistici. DNA a demonstrat că legea este egală pentru toți și nimeni nu este prea puternic pentru a se sustrage din fața legii. Procurorii independenți au făcut investigații față de persoane care păreau de neatins, indiferent de funcția lor, indiferent de statutul social și indiferent de averea pe care aceștia au deținut-o. Am contribuit prin anchetele noastre la conștientizarea societății cu privire la gravitatea fenomenului corupției. Dragi colegi, ceea ce am reușit să demonstrăm în primul rând a fost să arătăm că instituțiile publice din România sunt eficiente, că lucrează legal, dar mai ales, da, corupția poate fi înfrântă.